oamenii au reușit în așa fel încât. Bă, să-i pună pe ăștia doi să se certe, mă. Scot aici la mine, niște vorbe. Ce, mă? Asta, stai, ce zis aici? Bă, nu prea înțeleg ce Matrix în spațiu-timp a reușit George al nostru să facă. Bă, pârtia aia, derderușul ăla n-arată atât de lung pe cât s-a dus el, mă, jur. E doar de la mine? În ultima săptămână mi-ați trimis pe pagina mea de Instagram Vendura Andrei scris legat în mod insistent un cont de TikTok. Am stat, bineînțeles, a trebuit să cercetez despre ce este vorba și după am realizat că într-adevăr la mijloc e ceva destul de interesant. O să vorbim mai spre finalul clipului despre toată situația în sine, însă până atunci trebuie să vă anunț că astăzi la poliția TikTokului vorbim despre George singura. De la mesaje pe Instagram, la răspunsuri, la pool-ul pe care l-am pus în care v-am întrebat despre cine să mai face în clip, am primit foarte, foarte des varianta George Singuraticul. În caz că nu știi cine este George, ca să-i fac așa o scurtă prezentare de început, George Singuraticul este un tânăr de 18 ani, ceva de genul ăsta, de la țară, un băiat foarte, foarte simplu, cu bun simț, cum se cade, care a dat probabil din greșeală sau la recomandarea unui prieten de necruțătoarea și neiertătoarea aplicație TikTok și care, bineînțeles, s-a apucat să facă și el conținut. În sine, n-ar fi o problemă neapărat, dar repet treaba asta absolut de fiecare dată. Bă, frate, online nu-i pentru toată lumea. În momentul în care te-a pus să postezi un videoclip, trebuie să-ți asumi absolut tot. De la faptul că poți să-ți iei hate, la tot, absolut tot. Săracul om nu cred că și-a imaginat ce l-așteaptă. S-a apucat să facă treaba asta destul de serios. Postează aproape zilnic, dacă nu chiar mai multe videoclipuri pe zi și mai mult ca sigur majoritatea dintre voi îl știți după viralul ăsta. Haideți aici la... Te dau cu nailonul, băieții! Haideți! Haideți! Iiiihu! Iiiihii! Ia purele! El este George Singuraticu, dându-se la pungă pe un derdeluș ceva. Vă dați seama din clipul ăsta că e un om mai special din mai multe puncte de vedere. Mă rog, se distrează, însă la vârsta lui stă cu niște copii mult mai mici. Ia purele! Bă, nu știu ce mă fascinează mai mult, unul la mână viteza pe care a prins omul meu pe derderușul respectiv sau de ce strigă iepurele. Cumva treaba asta mai mult ca sigur o să devină un trend și mai mult ca sigur în momentul în care, nu știu, te duci pe pârtie sau ceva, o să auzi iepurele! Haide să ne se facă noi! Omul se simte bine din ce observ aici. Ce, mă? Stai, ce zis aici? Dacă a înțeles cineva ce a vrut să ne spună George Singuratic în această frază, scrieți-mi în secțiunea de comentarii. Bă, dacă unul nimerește treaba asta, vă promit că aveți 100 de lei de la mine pe Revolut. Ne înțelegem noi cumva. Bă, nu prea înțeleg ce Matrix în spațiu-timp a reușit George al nostru să facă. Bă, pârtia aia, derderușul ăla n-arată atât de lung pe cât s-a dus el, mă, jur. E doar de la mine? Oricum, tind să cred că toată treaba asta este făcută într-un mod strategic, pentru că George al nostru mai are și videoclipuri de genul. Foarte rapid, vă rog din suflet să apăsați pe butonul de subscribe. Foarte multe persoane dintre cele care se uită la acest videoclip nu sunt abonate la canal și, credeți-mă pe cuvânt, este cea mai mare susținere pe care eu puteți arăta unui creator de conținut. Mulțumesc! Vrei iubire? Vino cu la mine! Îți dau eu iubire din aia să știi cum te cheam. Cred că asta este varianta corectă de abordare. Adică dacă cineva îți spune o treabă de genul ăsta care are nevoie de atenție, uite așa îi spui să îi se facă frică. Nu mai aibă nevoie neam de neamului de așa ceva, de iubire, atenție și așa mai departe. Dar fetelor, păzea că dacă aveți nevoie de iubire și atenție, vă dă George... De nu mai știți de voi, după cum a spus el acolo. Așa în mare, am stat și m-am mai tot uitat. Bă, nu știu ce a tot vrut, mă, frate, să fac clip despre el. Nu mi se pare nimic chiar așa interesant. Adică până la urma urmei e un TikToker normal. Omul cântă, omul dansează. În special cântă. Bă, de lăbă semănă acum luma. Bă, de lăbă semănă acum luma. Nu curtează suma. Roma, Roma, le scriu toate ziarele cam hazena de ne. Faza este că, după cum am spus și mai devreme, ceva m-a făcut și ceva îmi spunea să nu fac clip despre George. Băi, la bază 100% pare un om bun. Adică, clar că n-are simțul penibilului, nu-și dă seama ce e bine și ce nu-i bine să postezi. Bă, da, omul meu e bine intenționat. Adică, uite-te puțin ce sfaturi dă. Niciodată să nu prefer să dai bani pe aparatele electronice, adică pe păcănele sau pe țigări. Cum am spus, mă, adineauri.
Nu știu când a spus mai devreme, că eu n-am auzit. Tocmai ce a început videoclipul. Este bine intenționat și cumva ăsta este unul dintre videoclipurile care mi-a dat de înțeles că, băi, nu e ok, mă frate, nu e ok ce se întâmplă. Oamenii îl iau la mișto. Dar vorbim despre treaba asta puțin mai spre finalul clipului. O mai păstrăm așa puțin pe o notă amuzantă, pentru că am găsit niște chestii care chiar sunt caterincă. Un alt tip de videoclipuri pe care îl mai face George pe canalul lui este să reacționeze la comentarii sau să răspundă la comentarii. Și avem videoclipul ăsta. Odată ce mi-ai spus vorba că o să merg eu în Germania și pe Angel, să știi că se întoarce e vorba. O să te duci tu în Germania și pe Angel, nu eu. A? Ne-a spus-o nouă, George. Faza e în felul următor. Clipul ăsta, nimic special la el. Bă, dar priviți treaba asta, mâncava-și gura voastră. Odată ce mi-ai spus vorba ca să merg eu în Germania la Sparanghel, să știi că se întoarce vorba. O să mergi tu în Germania la Sparanghel, nu eu. Bun, acum spuneți-mi mie care a copiat pe care, că acolo ceva clar nu e ok. Mai presus de atât, băi, o treabă foarte interesantă cu George Singuraticu și cu Raul Enciu. Faza este că, din punctul meu de vedere, este top 3 crossover-uri de pe TikTok din 2024. Bă, oamenii au reușit în așa fel încât, bă, să-i pună pe ăștia doi să se certe, mă. Făceau la un moment dat videoclipuri unul despre celălalt și vorbeau tot felul de chestii de genul ăsta. Și avem un exemplu, clipul ăsta. Scut aici la mine niște vorbe. Niciodată să nu provoci pe cineva la o confruntare. Pentru... Shaolin, o confruntare Shaolin în special. Dacă n-ai Shengong Wu-urile potrivite, nu te baci pe confruntare Shaolin. Asta se știe. Pentru că în acea confruntare poți să cazi tu. A doua vorbă. Niciodată să nu-ți dorești. De reținut și de notat. Acum la bază, nu zici ceva rău, dar modul ăsta de în care transmite informația, într-adevăr, e puțin interesant. Niciodată să nu-ți dorești unii mânui, pentru că acel rău se poate întoarce asupra ta. Și nu e bine. Clar, sunt 100% de acord. Și al treilea lucru, niciodată să nu-i săpi groapa altuia, pentru că în aceea groapă poți să cazi tu. Bă, acum eu nu înțeleg de ce vorbește așa, mă, frate. Pentru că, bă, parcă ne tratează ca pe niște copii de 3 ani. Ne spune toate chestiile astea și face tot clipul ăsta pentru niște copii de 7 ani. Însă, aici începe partea să devină cu adevărat interesant. Are foarte, foarte multe videoclipuri de genul. Și, în adevăratul sens al cuvântului, trebuie să vă recunosc treaba asta, pentru că mă simt cumva cu musca pe căciulă. Este primul personaj despre care m-am gândit de două ori dacă să fac videoclip înainte sau nu. Bă, într-adevăr, omul e cringe. Bă, într-adevăr, nu poți să te uiți la conținut de genul ăsta sau să digere așa ceva. Dar omul meu, George Singuraticu, la bază este un om inofensiv. Bă, e un om bun. Pare cel puțin din videoclipurile astea. Uite, nu vrea, de exemplu, să se bată cu Raul Enciu. Și ce mă deranjează cumva și ce nu mă face să mă simt confortabil este că oamenii își bat foarte, foarte tare joc de el în secțiunea de comentarii. Acum, e clar și destul de evident că are o problemă. Dacă nu are o problemă de sănătate sau o problemă pe aici, pe unde, e clar că cel puțin în educația sau creșterea lui până acum au existat niște mici dereglări. Hai să le numim așa. Într-adevăr, este o aplicație pe care atunci când intri îți asumi foarte, foarte multe riscuri, mai ales atunci când postezi. Și acesta este unul dintre cele mai mari riscuri, ca oamenii să vină să-ți comenteze aiurea. Uite, de exemplu, sunt destul de sigur că George chiar crede că aceste comentarii, de exemplu, vrei să te bați cu Raul Enciu, un comentariu pe bune în care omul a venit și a adresat lui o propunere sau, nu știu, o întrebare inofensivă. Este societatea în care trăim, este vorba despre cyberbullying, adevăratul sens al cuvântului, și trebuie să fim conștienți că treaba asta nu e neapărat ok. Da, când vine vorba de Raul Enciu, bă, acolo treaba stă destul de asemănător. Bă, și Raul Enciu are problemele lui, asta este evident, dar Raul mai și înjură, Raul se mai dă și șmecher acolo, acolo e altceva, acolo, bă, dar de ăsta, mă, bă, se ia toată lumea, nu știu, n-ai cum să te uiți la clipurile astea să nu râzi, bă, dar nici așa să fie bagiocorit în halul ăsta. Oricum, ce vreau să subliniez cu treaba asta este că e clar că George Singuraticu e încă un copil, în adevăratul sens al cuvântului. Cu metre, eu încerc să te ajut și tu ce faci? Nu funcționează treaba așa. Ați înțeles ideea, bă, hai să nu mai dăm hate gratuit. Dacă e să râdem de ceva, putem să o facem într-un mod, nu știu, mai politicos, fără să trebuiască să îi dăm omului speranțe false că e apreciat într-adevăr pentru conținutul pe care îl face. Pentru că da, poate există și oameni care îl apreciază, dar majoritatea întrebărilor pe care le are în secțiunea de comentarii n-au intenții bune. Fraților, cu asta fiind zise, vă mulțumesc din suflet pentru atenția acordată și în acest videoclip. Ne
auzim săptămâna viitoare, de ce nu, dacă reușim, poate facem două videoclipuri, ceva de genul ăsta. Mi-aș dori din suflet să pot să postez măcar două videoclipuri pe săptămână. După cum observați, am revenit în adevăratul sens al cuvântului, dar destul de... Nu uitați să apăsați pe butonul de like, nu uitați să apăsați pe butonul de subscribe dacă nu ați făcut-o încă și nu uitați să-mi lăsați și un comentariu să știu și eu ce părere aveți despre acest videoclip și în sine despre toată situația cu George Singuraticul. Ne auzim și în fiecare zi, de luni până vineri, de la ora 13 la ora 16 pe Pro FM. Eu am fost Venger și până data viitoare vă spun la revedere, pa, pa!